serioși, la cravată, unii chiar emoționați, popularii care vor candida pentru Parlamentul României s-au prezentat joi în fața ziariștilor băcăoani. Am numărat vreo 6 cravate mov și tot atâtea cămăși lila sau stacojii, iar asta spune ceva despre determinarea și atașamentul față de PPDD. În contrast cu batalionul din Bacău, Florin Condurățeanu a intrat în sala mare a Palatului Administrativ relaxat și fără cravată. Jurnalistul a lăudat Moldova, a declarat că iubește în mod special Bacăul, apoi a explicat de ce a intrat în politică. Partidul Poporului chiar iubește Bacăul. Nu-ți vorbim, eu le spun cu tărie că România trebuie să se ridice din genunchi. Că noi, da, cu mine și cum, că câțiva oameni am bătut înainte de alegerile locale, toată țara, toate județele, mii de localități. Și românii n-au cerșit nimic. În mulțimile din față erau pancarte pe care scria nimic milogeală. Dați-ne locul de muncă și aduceți-ne copiii acasă. Pentru că vitregiile astea în care s-au transformat în cimitire superbele unități economice românești, unde existau 22 de milioane de coproprietari, au gonit în pribegie, așa cum spun ei românii, care aici erau tehnicieni de mare calificare în camerele de comandă ale combinatelor și acolo stau în genunchi la 2000 de kilometri și cu lecăpșuri. Și s-a năruit familia românească. E chiar, noi vrem, pe cât e posibil, să mai deschidem unități românești și plâng în bejenie românii că vor acasă și le plâng părinții aici. Popularii au criticat haosul din legislație, hoția, minciuna, lipsa de patriotism a politicienilor vechi, din vina cărora industria e pe chituci, sănătatea e pe chituci, turismul e pe chituci. România este în genunchi și ei sunt cei chemați să o salveze. Am o cămașă pe care nu o voi spăla niciodată, care sarea din lacrimile unei femei de undeva, din Moldova, care m-a luat în brațe plângând din mulțime. Aduceți-ne copiii acasă, că ne vor găsi morți, îngropați în coșciuge din lemnul de lăzi vechi, că nu mai avem bani de sicriu. Pentru vorbele astea, eu am hotărât să candidez alături de Dan, alături de toți colegii de aici, pentru că România nu moare și noi trebuie să facem ceva. Echipa PPDD Bacău cuprinde un magistrat, 3 directori bugetari, un inginer minier, un fost comandant de pompieri, 3 juriști, 3 jurnaliști și un manager din turism. Toți, dar absolut toți, au declarat că vor să facă ceva pentru România. Sunt născut, crescut și am muncit în acel colegiu. Familia mea are o afacere în acel colegiu. Eu am plecat de la munca de zilier, muncitor, tehnician, inginer, șef de fermă, director de ASE, director de societate comercială, administrator, director general al Direcției Agricole, director executiv al APIA. În decursul timpului, pentru acei țărani neajutorați, pentru acei fermieri, pentru acea parte a județului, care toți au mers în fiecare la 4 ani și nu m-au promis sau păcălit-o, m-am bătut cu absolut tot și datorită faptului că m-am bătut și nu am fost ascultător, știți și dumneavoastră că am fost și eliminat, m-am judecat, am venit înapoi, au mai fost și răutăți din partea altora, toate au fost demontate și să știe la ora actuală despre ce este vorba și asta m-a determinat. Consider că la nivel de județ se pot rezolva multe probleme și din postul de unde eram, dar foarte multe nu se pot rezolva de acolo. Și de asta m-am hotărât să candidez. M-am hotărât să candidez pentru a face viața mai bună acestor oameni în acea parte a județului. Popularii acuză că 22 de ani li s-a promis românilor bunăstare și li s-a dat doar circ fără pâine. Cum dorința popularilor de a face este mare, iar disperarea românilor este și mai mare, s-ar putea ca promisiunile PPDD să prindă la o mare parte din electorat.